Noi ne-am schimbat mâncarea și obiceiurile de mâncare în 20 de ani. Asta se și vede. În 10 ani am trecut din topul grașilor din Uniunea Europeană, de pe locul 24, pe locul 3 astăzi suntem. Am devenit un popor gras, un popor bolnav, mai ales copiii noștri suferă de obezitate infantilă, ceea ce e foarte rău, pentru că la 7 ani sunt copii bolnavi de hipertensiune arterială. La 11-10 ani sunt deja obezi. La 18 ani fac infarct. La vârste de 12-13 ani fac diabet de tip 2, care altădată se făcea după vârsta de 60 de ani. Deci toate bolile cronice au scăzut la vârste incredibil de mici. Un copil învață prin imitație. Degeaba îi spuneți să nu mănânce nu știu ce, dacă dumneavoastră mâncați acele lucruri. Dacă dumneavoastră aveți acele obiceiuri greșite în familie. Până la 10 ani, copilul își cristalizează comportamentele sănătoase de alimentație și de viață. După care e foarte greu, chiar pentru el, dacă începe să conștientizeze că nu e bine ce face, să se schimbe, se va schimba. Foarte greu și foarte rar. Deci suntem răspunzători de sănătatea copiilor și nepoților noștri. Ceea ce mâncăm nu ne afectează numai pe noi. Genetic se transmit apoi prin fenomene epigenetice generațiilor următoare. Uitați-vă că suntem, și lucrul ăsta este, dacă vreți, certificat și de Organizația Mondială a Sănătății. Primii părinți sau prima generație de părinți ai căror copii se îmbolnăvesc și mor înaintea noastră. Este inadmisibil acest lucru. Bolile acestea au început la vârste foarte mici și suntem răspunzători pentru copiii și pentru cei care vin după noi. Deci unde găsiți cuvântul hidrogenat? Parțial hidrogenat. Deci hidrogenat, nu luați nimic. Și o să fiți surprinși în câte alimente găsiți hidrogenat. O să găsiți în toate pateurile, o să găsiți în biscuiți, o să găsiți în ciocolată, o să găsiți unde nu vă trece prin minte. Nu luați prin cozonac, mai ales că vin sărbătorile. Peste tot, unde găsiți hidrogenat, nu luați. Eu am făcut acum vreo 10 ani, 15 ani în urmă, niște experiențe cu niște studenți de la medicină care aveau teze de licență, influența alimentației asupra comportamentului șobolanilor. Cui starline genetică pură. Și am făcut niște șobolani de laborator, i-am făcut carnivor, pe unii am făcut omnivor și pe unii am făcut vegetarian. Omul este o ființă lăsată de la Dumnezeu, de la natură omnivoră. Dar aici sunt multe nuanțe prin personalizarea dietei. Ei, șobolanii care erau carnivori erau foarte agresivi, dar găseau repede labirintul și găseau repede mâncarea. Cei care erau erbivori, eminamente erbivore, erau foarte pașnici, găseau mai greu mâncarea, dar cei mai echilibrați și cel mai bine erau ei omnivori, chiar și ei. Deci, mâncăm cum gândim și gândim cum mâncăm. În România, din păcate, calitatea nu este într-o corelație directă cu prețul. Uneori putem să luăm alimente de calitate nutrițională, în primul rând discutăm, absolut îndoielnică sau chiar periculoasă la prețuri foarte mari. De aceea trebuie să știm ce înseamnă calitatea și numai așa vom putea să luăm alimente și la un preț mai mic și de o calitate cel puțin satisfăcătoare.